un mic review la joystick-ul de avioane Transmaster T16000M FCH HOTAS, împreună cu throttle-ul de la care vine în pachet cu Transmaster. Dar să începem cu începutul. Joystick-ul vine cu 12 butoane mari, 6 pe o parte, 6 pe cealaltă. Fiecare buton se poate configura separat, ceea ce te ajută pe tine când joci jocul cu avioane, când ai foarte multe butoane. Sus pe joystick ai 3 butoane mari, 2 pe laterale și unul pe mijloc, cu un buton rotund cu care te poți uita stânga-dreapta, plus un trigger care te ajută foarte mult când joci jocul cu avioane cu împușcături, pentru că de pe cel trigger poți trage mult mai ușor decât dacă avea pus butonul pe mouse sau ceva în genul acesta. Joystick-ul se poate configura și pentru cei care sunt stângaci, deoarece are o chestie mică care se poate pune ori pe stânga, ori pe dreapta, dar în acest video nu se vede ok din cauza că am folosit mâna stângă cu joystick-ul setat pentru mâna dreaptă. Iar despre throttle, tot ce vă pot spune este că are 21 de butoane configurabile, 12 pe partea dreaptă de la joystick, iar 9 butoane pe partea din spate a joystick-ului, unde ai clapete, mai ai 2 butoane portocalii, o rotiță care încă nu știu exact ce face și un mic joystick care îl poți controla cu degetul arătător. Cam asta a fost partea tehnică, acum să vă spun părerea mea sinceră despre ele. Eu zic că merită cumpărat dacă îți plac jocuri de genul, adică cu avioane sau așa mai departe. Dacă nu, nu prea le-aș recomanda, că n-ai de ce să-ți cumperi dacă nu te joci jocuri cu avioane. Dar în rest sunt de foarte bună calitate, arată foarte bine, ai metal cu plastic, plasticul de foarte bună calitate, deci chiar recomand dacă vreți să vă luați ceva de genul și nu știți ce să vă luați. Prețul destul e ok, undeva la 100 și un pic de euro, deci nu e foarte, foarte mult, având în vedere că sunt joystick-uri de 1000 sau ceva în genul acesta, deci foarte, foarte scumpe. Deci da, părerea mea sinceră, eu că dacă vreți să vă jucați jocuri cu avioane, vă recomand joystick-ul ăsta din toată inima. Aveți link în descriere de unde puteți cumpăra din afară, cred că dacă găsesc o să pun și din țară, dacă vreți să cumpărați joystick-ul. Bun, deci cam asta a fost videoclipul, nu am vrut să fac foarte lung din cauza că n-am vrut să mă lungesc foarte mult cu videoclipul. Am pus doar chestiile esențiale din, adică tot ce aveți nevoie să știți le-am lăsat în videoclip. Așa că noi o să ne vedem data viitoare la un nou video, în speranța că poate mai facem o colaborare cu cei de la Transmaster sau poate cu alte firme. Bun, băieți, deci cam asta a fost episodul. Dați-mi un share, că m-a ajutat foarte mult share-ul. Mă este un like-ul și asta, bănesc că știți și voi stați singuri. Până data viitoare, vă urez baftă maximă și mersi fain de vizionare. Salutare și bine v-am găsit la un episod în care facem un mic review la joystick-ul de avioane Transmaster T16000M FCH HOTAS, împreună cu throttle-ul de la care vine în pachet cu Transmaster-ul. Dar să